Așadar, continuăm lecțiile noastre. Te rog, George, problema care e pregătită. Fie 5 numere naturale. Da, primele două sunt consecutive impare. Deci fie 5 numere naturale. A, B, C, D, E, F. Da. Primele două consecutive impare. Primele două consecutive și impare. Puneți A și B. Deci sunt A, A, virgulă B, consecutive. Dar nu, nu-i bine. Cum? De ce? Cu segmente. Deci nu-i bine cu segmente. Lasă să schimb informația. Primele două consecutive, impare, da? Bine, hai. Deci consecutive, impare. Ai putea să-mi dai un exemplu ca să înțelegem care sunt două numere consecutive? 5 și 7. 5 și 7, da? Ar fi o variantă. Apoi. Alte două consecutive impare. Da, 9 și 11. 9 și 11, 13 și 15, nu? 13, 15 și așa mai departe. Adică sunt la două unități unul de altul. Da. Sunt la distanță de 2. Asta vreau să spun, nu? Că sunt numere consecutive și impare. Adică primul care începe, dacă e impar și e la 2, înseamnă că tot impar va fi. Da. Deci așa aș spune că egal impar și B ar fi egal cu A plus 2. Ăsta ar fi un mesaj foarte interesant. Da. Că A este impar și B este A plus 2. Da, știu. Și acum puneți... Mai departe, să vedem ce ne mai spune. Deci, tu spui așa, să pun pe A ca un fiind un segment și B o să fie exact cât A, dar încă 2. Da. Încă 2, da? Deci A este ăsta, impar, și B este cel care l-am desenat cât A plus 2. Da. Următoarele două au sumă 152. Următoarele două, adică C și D. Da. Deci C plus D egal cu 152. Da. Al treilea este cu 12 mai mare decât triplul celui de-al patrulea. Al treilea, adică C-ul, da. Este cu 12 cel mai mare. Da. Deci? Facem, da. Deci, al treilea este C, da? Și cu 12 mai mare. Dacă îi scădem 12 da, din C, știu. Îl facem cât... Cu cine este egal? Triplul celui de-al patru. Nu știm pe al patru, deci nu putem să scriem. Da. În continuare. Nu, oprește-te aici, nu pot să sar peste. Vreau să fructific partea asta. Al treilea, te rog să spun încă o dată. Bine. Al treilea este cu 12 mai mare decât triplul celui de-al patru. E ușor, e foarte ușor. Adică C-ul este egal cu? Cu orice. C-ul este egal cu D. Triplu celui de-al patrulea. D. 3D. Plus 12. Da. Că el este... Da, știu. Deci lui ăstuia care e mai mic, 3D care era mai mic, am pus 12. Ca să... C-ul este cu 12 mai mare decât triplu celui de-al doilea, da? Triplu de-al patrulea. Bun. Ce mai spune? Mai spune că al cincilea, număr este cu 5 mai mare decât 1 pe 3 din primul. Deci al cincilea, este mai mare decât 1 pe 3. Este cu 5, nu? Da. Adică ăla e mai mic să-i adaug 5, că el e mai mare. Deci da. Eu e egal cu... Este un număr, este cu 5 mai mare decât 1 pe 3 din primul. Adică a împărțit la 3. Asta înseamnă. Da. A împărțit la 3 plus 5. Da? Ei pun 5 că ăsta e mai mare. Îl pun ăla mai mic ca să ajung la el. Da.
Bine. Dacă suma dintre primul și ultimul număr este 33, află numărul. Suma dintre primul și? Ultimul. A plus F este cât? 33. Da. Să găsim numerele. A egal cu cine? B egal cu cine? C egal cu cine? D egal cu cine? E egal cu cine? Și F egal cu cine? Da. Deci, în condițiile în care am 5 numere A, B, C, D, E și F. Eu aș zice să faceți un segment puțin mai mărișor la D. Și după aia, ascultați-mă. Te ascult. Am mai întâi facem pe C, puneți-l pe C, puneți-l pe C. Dar cât să-l pun pe C? Păi o să vedeți, mai întâi faceți pe D, dar puneți pe C, după aia îl puneți pe D, faceți segmentul la D și după aia pe C. Sau puteți pe D să-l faceți. Știți? Deci, încă o dată, ca să-l fac pe C, trebuie să compare cu cineva pe care l-am pus deja. Da, pe D. Acum ar trebui să facem pe D ca să-l facem, putem să-l facem. Eu aș putea să-l fac pe A, mai de, pe F mai degrabă. E, nu acum. E mai bine pe D. Pe D, cât să-l fac pe D, te rog? Păi, un segment puțin mai mărișor decât A. Păi, C și cu D fac 152. Dar nu contează, acum facem un segment puțin mai mărișor, da, și trebuie să... La D, da? Și după aia faceți 3 segmente mărișoare la C, mărișoare cât D, adică 3 de D, plus 2. Deci iau un D la întâmplare, da? Da. Iau un D, ăsta să fie. Da. Și acum faceți la C 3 segmente din asta plus 12 puntate. Și acum fac 3 de astea, 3 de D, da. 1, 2, 3 și încă 12, da? Punctat 12. Și cine este asta? Ce? C-ul. E-ul este împărțit la 3 plus 5. E-ul este o treime din A. Acum mai puneți, uitați cum putem face acum. Puteți să puneți să-l împărțiți pe A, mai puteți puțin mai mare pe A și îl împărțiți în 3, ca să vă ducă 3 segmente felici. Bine, atunci hai să modificăm pe A un pic mai mare. B-ul a fost cât A, dar plus... plus 2, ca așa da, am spus. Acum îl modificăm pe D puțin mai mare. Și îl împărțim acum pe D în 3. Că să obțin treimea. Nu? Am împărțit la 3. Și plusul 5, adică exact cât este A. A ca mărimea lui. Aici. Și plus cât? Plus 5, parcă, nu? Da. Plus 5. Este cine ăsta? Cred că eu. Iar F-ul este, nu știu, un segment acolo. E F-ul? Cât ar fi? E un segment, nu știu. Pune-te-te. Ceva legat cu A, nu? Da. A și cu E fac 33. Da. Nu am nicio informație despre F. Dar nu mai este legat nicăieri. Este un F atâta doar. Ăsta să spunem că este F-ul. Dar nu pot reprezenta... ca mărime, prin segmente. Ăsta e motivul pentru care sunt izolate acestea, George, vezi? Da. Și n-am niciun curaj să mă apuc prin metodă figurativă. Eu te-am ascultat pe tine cu multă grijă, atenție, dar din ceea ce vedem figurat așa, A, B, C, D, E și F, ele nu se leagă prea ușor încât prin metoda figurativă să-mi dau drumul la lucru. Da. Și atunci trebuie să încerc altceva. A-ul este impar, B-ul știu că e de la el încolo, E-ul este A împărțit la 3 plus 5, deci asta, faptul că A-ul se împarte la 3, înseamnă că A-ul trebuie să fie un multiplu de 3, da. Adică A-ul trebuie să fie 3, 6, 9, că se împarte la 3. Da. Deci aș avea niște indicii cu, după care aș începe să pornesc problema. Deci A-ul aparține mulțimii valorilor 3,
6, 9, 12, 15 și așa mai departe. Deci au, poate să fie una din variantele astea. B-ul este cu 2 mai mare. Deci B-ul, îndată, știu că aparține mulțimii, cu 2, fiecare cu 2 translat. 5, 8, 11, deci 5, 8, 11, 13, 17 și așa mai departe. Foarte greșit la 12, 12 acolo și... Deci nu-i bine? E bine, 14. Cum? 5, aici, cu 2, da? 5. Da, da. Așa. Și am zis bine. Până aici este corect. Are 12, nu? Care? Și jos 13. Deci 12 și aici 14. 14 trebuia să fie corect. 14 și 17 bine, vreo 15 cu 2 mărite. Da? Bun. Bine. Acum zice că C plus D fac 152. Dar ce? Poate aici trebuie să mă concentrez foarte tare la astea două, că am o informație foarte precisă. Că C-ul și cu D-ul fac 152. Iar C-ul e de 3 ori D-ul plus 12. Aici fac segmente. Deci, ăsta e C-ul. Nu, nu. Ăsta e D-ul, să zic așa. Ăsta e D-ul. Iar C-ul e de 3 ori D-ul. 1, 2, 3, 3 și încă 12. Și împreună, suma lor, știu că este 152. Da? Suma lor este 152. Da. El ia loc acolo. E că nu se întâmplă nimic. Dacă el stă să uite, doar nu ne înjură. Da? George? Da. Deci ăsta este D-ul. C-ul este de 3 ori D-ul plus 12. Ce idee am avea aici? Am putea să aflăm pe C și pe D? Nu. Da. Adică din 152 scădem surplusul. Da. Pe 12. Și rămân aceste câte segmente? 140, adică 3. 4 segmente rămân, nu? Da. Deci, din 152 scădem pe 12 surplusul, da. Și ne face cât 140. Iar 140 la 40 e suma celor 4 segmente, egal cu 4 segmente, care înseamnă 4 de D. 1, D, 2, 3, 4. Da. Și atunci un singur D cât este? 140 împărțit la 4. Da? Da. Vorbește acum, vorbește ca să mă conduci. Da. Așa și lucrezi mai, George, mă. 4. Cât face? 4 în 14 de 3 ori. 3 ori 4 face 12. 2, restul, 20. 4 în 20, deci 5 ori. 35. Deci pe D l-am găsit. Iată ce fericit sunt. D egal cu 35. Iar C-ul va fi egal cu cât? Cu 152. Sigur că da, 152 minus 2. Minus 35. Da. Împreună ele făceau cât făceau? 135, 152, da? Da. Deci face cât? C-ul egal cu 152 minus 35. Care înseamnă 5 din 12, 7, 3 din 14, 3 din 4, 1 și 1. 117. Am făcut rog greșeală? Deci 5 din 12, 7, 3 din 4, că am scăzut pe 1, că am împrumutat, 3 din 4, 1 și 1. 117. Da. Deci am găsit pe D și am găsit și pe C. Fac proba. Adun 35 cu 117 și dăm 152. Și bine, da? Da. Deci iată că două din numele le-am găsit. C-ul este 117, D-ul este 35, deci C-ul și D-ul le-am rezolvat. Și acum eu
nu știu cât este, că au are variante multe. Au, dacă nu-l știu, plus F face 33. Dacă îl știi pe A, m-aș bucura. Ce mă fac acum? Deci ce și Deu s-au găsit. Da, te rog să spui. Ce este mai George? N-am înțeles. Fiecare variantă a A-ului. Da? Da. Care au? A. Să luăm cu varianta 3. Da. Și să ducem raționamentul. Da. Poate se oprește undeva. Da. Se oprește undeva și ne dă corect. Dacă ne dă corect, ne oprim. Dacă nu ne dă, mergem mai departe. Da. Bun. Deci, George, e o idee pe care o are el să încercăm să exploatăm această variantă. Dar sunt multe. De acord, dar poate pe parcurs vedem ceva. Deocamdată nu vedem nimic care să ne... Dacă poate una ne dă corect, poate. Da, el spune că încercăm foarte multe și nu... Da, și nu. Când epuizăm, Egeșițiu? De ce și Deu sunt fixate? De aceea eu mă gândesc că autorul a mai prins el cumva. Mai citește problema, că totdeauna când suntem într-o situație de asta cu un număr mare de încercări, însă au are voie să ducă până la 33, George, că F-ul poate să fie la un moment dat 0. Deci eu nu pot opri pe A până ajung la 33 și asta e mult de lucru. Iar despre B e A plus 2. Nu e nimic. Ceva îmi scapă. Deci când ai citit problema, n-am fost eu atent. Te rog să iei o dată, citește problema, George. Bine, fie 5 sume naturale. Da. Primele două sunt consecutive impare. Am înțeles. Da. Și am luat aici consecutive impare, da. Următoarele două au sumă 152. Da. Următoarele două, da, adică iar al treilea. C și D. Da, iar al treilea este cu 12 mai mare decât C. O secundă, ușor să urmă. Iar al treilea C-ul este cu? Este cu 12 mai mare decât triplul celui de-al patrulea. Deci cu 12 dar mai mare. Dar bine că am zis bine, nu? Da. Al cincelea, număr, este cu 5 mai mare decât apoi 1 pe 3, adică 1 împărțit la 3. Adică A împărțit la 3. A împărțit la 3, da? Din primul, da. Din primul. Dacă suma dintre primul și ultimul număr este 33, află număr. N-am scăpat nimic. Nu spune nimic despre cele 5 numere adunate. Dacă spune măcar să află ce, dacă l-aflam pe A, l-aflam pe B, l-aflam pe... George, mai spune, nu cumva suma numerelor celor 5 este dată, știută? Nu. Aflați numerele, așa îți spune, nu? Da, nu e suma, nu este dată. Nu ce dă suma? Nu ne dă suma. Deci mă las în situația asta destul de ciudată. Da? Ciudată problema, foarte ciudată. N-am alte idei. Singurul loc unde A plus F face 33. Dar A, B, C, D, E și F sunt consecutive ceva, nimic, numai primele două consecutive. Tu îți dai seama cât mă bage pe mine într-o încurcătură mare acum. Mai citesc și eu odată problemă. Poate găsesc eu ceva dintre rânduri. Nu, cred. Deci, fie 5 numere naturale. Încep informațiile. Primele două sunt consecutive impare. Următoarele două au sumă 152. Primele două sunt consecutive impare. Următoarele două au sumă 152. Iar al treilea este cu 12 mai mare decât triplul celui de al patrulea. Așa. Deci al treilea e cu 12 mai mare decât triplul celui de al patrulea. Al cincilea număr este cu 5 mai mare decât triplul de primul. Am găsit! Da, de ce țipe așa? Că sunt și rezistează. Mi-am dat seama ce trebuie. Atenție. Este deci, D-ul. E egal cu A. Vedeți că este D-ul, noi știm D-ul, nu? Păi dacă știm D-ul, aflăm C-ul. Am aflat și pe C și pe D, dragule. Deci, deci astea două ne-au dat posibilitatea să găsim pe C și pe D. Da.
Noi mai avem acum două, patru. Nu prea mai văd să cum să putem. Deci două, patru, cinci numere. Cinci numere, de ce am luat noi șase numere, mă? Vezi? Aici am greșit. Deci A plus E este egal cu 33. A plus E, asta era. A plus E egal cu 33. Că erau aruncate... Ați spus dumneavoastră șase numere și... Păi da, da. Trebuia să observi de ce suntem împreună aici. Da? Sunt așa. 2, 4, 5. Și primul plus ultimul fac 33. Tot n-avem mă destul. Ba da! De acum m-am legat. Că uite ce fac eu, George. Am eu, este A împărțit la 3 plus 5. Și AU plus eu fac 33. AU poate să fie 3, 6, 9, 12, da? Dacă AU este 3, atunci eu este... Cât? Dacă au este 3, au este, eu este 6 și 3 cu 6 nu fac 33. Mai ales începem cu încercările. Cu încercările astea, dar mă duc, mă duc pe ieșițiu. Da. Dacă vrei, aș încerca o altă șmecherie. Aș înlocui în... Aș lua cu un segment pe A. Aș înlocui în operație. Ai înlocuit, da? Da. Mă încurc aici, am împărțit la 3. Da. Hai să ce vrem, tu segmente n-am putea face, oare ieșițiu? Pe cine să le iau cel mai mic? Ca să eu să fii de... Nu-i 3-a. Să le iau pe... A mai mare, să-l împart în 3. Da. Deci să fie așa AU, să-l împart în 3. Asta tot este AU. Am împărțit în 3. Și treimii cele mai pun 5. Vezi? Ce înseamnă treime? Asta este, am împărțit la 3. Și îi pun un 5. Și îl fac pe E. Deci, treimii, care a fost treime? Aici a fost treime, da? Așa zic noi. Treime, am împărțit la 3. Plus un 5. Și am făcut pe E. Așa. Cum să facem noi ca să vedem pe el ăsta bine figurat? Deci eu este A împărțit la 3 și plus 5. Deci, vedem încă o dată. Eu este A împărțit la 3 plus 5. Da. Deci, eu este o treime din A. O treime din A și plus un 5. Hai să scădem din toată suma, din 33, să scădem pe 5 ăla, da. Că știm că A plus E, A plus E, deci A plus E este egal cu cât spune problema, cu 33. Și atunci eu îl pun de desubt, care e o treime, uite, eu e o treime, plus 5. Ăsta este eu. Și eu dacă scad din toată suma pe 5,
scad surplusul ăsta, îmi rămân câte segmente? 4 segmente. Da, și este 29. Da? Deci dacă din 30... Deci 28. 28. Da. Și 28 împărțit la 4, este egal cu... Da. Deci din 33, da, scădem pe 5 surplusul ăsta. Da, deci 5. Și îmi face cât? 28. Iar 28 înseamnă, de acum, segmente de acestea. Segmente, segmente, segmente de acestea. Câte sunt acestea? 4 segmente. 4 segmente, nu? Da. Și 28 egal 4 segmente. De unde un segment simplu, e 28 împărțit la 4, egal cu 7. Deci un segment este 7. Dar un segment ce înseamnă? A câta parte din tot au este un segment? Păi un segment asta n-a fost au împărțit la 3? Deci, nu tot, n-a fost au așa? Și l-am împărțit în 3? Deci un segment? Un segment este egal cu a împărțit la 3. Adică au cât va fi atunci? Au va fi de 3 ori S. Da. 3 segmente. 3 ori S și egal cu 3 ori 7 și egal cu 21. Iată că am găsit și pe A. Ce mă bucur. Am găsit și pe A care este cât A egal cu 21. Spuneți voi cât este B acum. Că îl găsesc foarte repede. Da, păi plus 2. Plus 2, nu? E tau da, plus 2 și face 23. Și A, B, C, D, eu va fi egal. Eu va fi egal. 33 minus A. Corect. 33 A minus A, că o văzut el aici. Nu, eu scriam. Mortam. Bine, dar nu e vorba că... De ce l-ai văzut tu? Am văzut el acum, nu e nicio problemă, suntem foarte buni prieteni cu toți aici, e important cine da, vede. A plus E egal cu 33 și atunci eu este 33 minus A, 33 minus 21, cât face? 33 minus 21 și este egal cu, cât face aici? 20 și... Nu 20. 12, parcă nu. E bine? 1 din 3, 2. 2 din 3, 1. 12. Da. Și am găsit și pe E egal cu 12. Mai revedem o dată problema. Vreau să o înțeleg bine. Nu-mi permit să plec de la problema asta fără să nu fie clare lucrurile. Deci, e vorba de găsi 5 numere. A, B, C, D și E. Ele sunt date în niște relații. Zice, sunt prime, primele două sunt prime. Consecutive. Adică, dacă m-aș fi gândit, puteam să încep chiar cu 1, că și 1 e număr prim. Da. 1, 3, 6, 9, 12, 15, am constatat noi că astea putea să fie au. Și B-ul neapărat cu 2 mai mult, ca să fie numere prime consecutive. Am și scris asta. Despre următoarele două, C și D, ne dă o informație destul de interesantă. Suma lor fac 152, iar C-ul e de 3 ori D, o plus 12. Iar cât privește pe E, care a rămas la sfârșit, îl leagă de A. Că E este de A împărțit la 3 plus 5. Iar suma dintre A și E face 33. Și am înțeles așa. Legătura între C și D din aceste două relații îmi permite să-l găsesc pe C și pe D și am și găsit 35 și 117. Iar legătura între E și A din următoarele două îmi permite să-l găsesc pe E și pe A. Iar cât privește pe B, îl găsesc fiindcă este consecutiv, adică cu doi mai mari. Și totul este perfect făcut. Da. Da? Deci ce a vrut autorul de aici? Ce a vrut să afle la noi? A vrut să afle ce înseamnă numere impare, dacă știm ce înseamnă numere impare, ce înseamnă impare consecutive, ca să căpătăm informații despre B, că este A plus 2, și că
fiecare din astea două relații scrise, asta și asta, se rezolvă cu metodă figurativă. Adică am suma lor, C plus D, 152, foarte tare, merită să mai insist un pic. Deci, vedeți? Fiecare din aceste două numere constituie o problemă de sine stătătoare. Că suma lor este 152 și că C-ul este 3D plus 12. Și atunci ai fost tu, George, cu ideea să le prezentăm pe D. Nu, pe D. Mai întâi, că n-am făcut noi înainte. Da, eu. Da? Deci l-am reprezentat pe D. Iar cât privește C-ul, e de 3 ori D1, nu? De 3 ori D1, 2, 3. Asta e C-ul, dar mai are și în ceva în plus. Și 12. Și că suma lor, toată suma asta, este 152. Și atunci, din 152 am dat surplusul pe 12 și am găsit 4 segmente egale. Nu? Și am împărțit la 4 și am aflat pe D. D egal cu cât ne-a dat noi, 35. Iar C-ul este până la 152. Și termina problema. Deci, incorporată în problema asta, s-a aflat o mică problemă, ca și cum aș spune, găsiți voi două numere oarecare știind că suma lor fac 152 și că unul din ele, C-ul, este de 3 ori al doilea plus 12. Da? Asta e de sine stătătoare, ca probleme clare. Iar cât privește găsirea lui E și a lui A, deci asta a fost o problemă, și asta este a doua problemă incorporată aici. Deci autorul ne indică, practic, ne propune rezolvarea două probleme de sine stătătoare. Ca și cum aș spune, găsiți voi pe E și pe A, știind că eu este A împărțit la 3 plus 5, iar A plus E fac 33. Și atunci, noi am făcut, mai întâi pe cine l-am făcut? Pe A, nu, pe E l-am făcut. Cât am zis noi că este A? A împărțit la 3. Deci A-ul a fost așa văzut de noi. Segmentul ăsta tot. Ăsta e A-ul. Ca să-l construim pe E, l-am împărțit pe A la 3. L-am împărțit la 3. Și l-am luat o treime. Deci este o treime din A și plus 5. Și plus 5. Și am redus problema la faptul că suma lor o știu. Cât este suma lor? Este E plus A, E, eu plus A împreună, fac 33. Și e o problemă de tipul de mai înainte. O ceva în plus și ceva în plus aici cât este? 5. Și am scos din suma toată, din 33 am scăzut pe 5. Deci sunt două probleme identice, da? Altele formulate. Da. Am scăzut pe 5 și mi-a dat 28. Am împărțit la 4, că sunt 4 segmente egale. Da. Și am găsit pe segmentul acela cât a fost eu. 33 minus 5, 28. Împărțit la 4, 7. 7 și cu 5, 12. Eu este egal cu 12. Așa am zis. Eu egal cu 12. Și au de 3 ori câte... De, nu de 3 ori. A-ul este 1, 2, 3 ori 7. 7 ori 3, 21. Și cu asta am făcut lumină în problemă. Deci, vedeți, foarte, foarte important a fost să înțelegeți că în problema asta, autorul, formându-o cu 5 numere, a ascuns, de fapt, o singură problemă de tipul suma lor e cunoscută, 152 sau 33, și că unul din ele are în plus odată 5 aici și odată 12. Dar le-a formulat atât de frumos, încât ne-a părut că e o problemă destul de dificilă. Ea a fost la îndemâna noastră. Deci pe scheletul ei le-am binat frumos și iată că a ieșit o problemă frumoasă. Mergem mai departe. Te rog, George, pregătește-ne altă problemă. Problema
Da. Rău. Într-un vas se află concentrat de zahăr. Lorena folosește... Cum? Într-un? Într-un vas se află o cantitate de zahăr. Da. Lorena folosește 1 pe 3 din cantitatea de zahăr. Adică, cantitatea de zahăr împărțită la 3. Bun. Zahărul rămas și vasul cântăresc acum 2 kg și 500 de grame. Află cât cântărește vasul gol și cât zahărul, dacă vasul este de 6 ori mai ajuns decât toată cantitatea de zahăr. Da, mai citesc o dată, că am prins-o. Știi bine, la prima citire nu prind deloc din problemă. Mai într-un vas se află o cantitate de zahăr. Lorena... Bun. Voi înțelegeți, într-un bol ceva, nu? Într-un vas, acolo se află... E bol. Un bol, da? Cred că da. E vas. Un vas. Uite, îl pune și noi. Într-un vas se află zahăr. Da. Lorena folosește 1 pe 3 din cantitatea de zahăr. Deci din zahărul ăsta ia o treime. Adică nu. Nu știu cât este aici. A. Notăm cu A. Deci să punem pe segmentul. Cantitatea, da, de zahăr. Zahăr. Deci tu spui să reprezint printr-un segment tot zahărul din cutie. Da. L-am folosit. Și să luăm din ăsta cât? O treime. Da. Cu o treime o folosește. Asta o folosit-o din zahăr. Din A. Cât au mai rămas? Păi două treime rămas. Da. E clar că au rămas două segmente. Dacă o treime au luat-o, adică închipuiți-vă că împărți zahărul în 3 grămezi și una au luat-o și câte au mai rămas? Două. Da. Părți. Corect. Zahărul rămas și vasul cântăresc acum 2 kg și 500 de grame. Deci zahărul ăsta de aici plus vasul. Hai să spunem că vasul ar fi așa, un segment de ăsta așa. Vasul ar fi chiar un segment cam atâta. Ăsta ar însemna greutatea vasului. Greutatea vasului. Bun. Bine. Zahărul rămas și vasul cântăresc acum 2 kg și 500. Deci împreună, zahărul și cu vasul cântăresc cât? 2 kg și 500 grame. Bine. Află că cântărește vasul gol și cât zahărul, dacă vasul este de 6 ori mai ușor decât toată cantitatea de zahăr. Deci vasul este de 6 ori mai ușor decât toată cantitatea de zahăr la început. De 6 ori. Ca să fie de 6 ori, înseamnă că el, zahărul cântește de 6 ori mai mult decât asta. Da. Ar însemna ca să am 6 împărțit aici, să fie în șase împărțit, nu? Una, două, adică 4 aici și încă o dată 4. Trebuia să iau ăsta cât jumătate. Deci, eu dacă luam pe segmentul ăsta care să reprezinte greutatea vasului, îl luam ca mărimea atâta, da, ar fi însemnat atunci mărimea sa reprezintă din tot zahărul, greutatea zahărului, a șasea parte. Că e 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da. De acord? Da. Bun. Acum am informația că ăstea împreună cântăresc 2 kg și 500. Ei! Câte sunt aici? Câte segmente de astea sunt? 1, 2, 3, 4, 5. Da. 5 segmente sunt. Da. Și atunci, ca să aflu cât cântăresc și cât înseamnă un singur segment, un singur segment, ca să aflu pe 2 kg și 500, trebuie să-l împart în 5. Da. Da. Și oare cam cât ar veni dacă pe 2 kg și... Trebuie să urmăm kilogramele în grame.
grame ar trebui, da? Și cât, cât înseamnă un kilogram? Câte grame? 1000 de grame. 1000 de grame. Deci un kilogram... 2000 de grame 500, adică dacă împărțim... 2 kilograme înseamnă 2000 și cu 500, 2500. Deci 2 kilograme și 500 grame este egal cu 2500 grame. Acum să calculăm. 2500 împărțim în la... 5. Așa, 2500 împărțit la 5. 5 în 25, 500. 500 este o singură... De 500 este o singură porțiune de asta. Da, gravitatea vasului. A gravitatea vasului, am prins-o. Mergeți, da. Deci 500 de grame este o singură... Da? 500 de grame este un singur segment. Bun. Deci 500 de grame este un singur segment. Da. Atunci. Dacă de 6 ori... De 6 ori cât însemna zahărul la început. Dacă 500 de grame vasul. Deci nu, așa mă gândeam că dacă de 6 ori... Și cantitatea de zahăr este de 100 de 3 kg. Exact. Pentru că m-am gândit... Că de 6 ori, de 2 ori cât de 500 fac un kilogram. Deci ați făcut ce am făcut eu. De la prima dată când am văzut problema, când a spus 2 kg și 500, am zis sigur e 500 kg. Da, pentru ai... că 5 ori 6, 30, adică 300 e. Da. Da, și mi-am luat seama că este toată cantitatea. Da. Prima, și de la început rezultatul. Bun. Asta ai intuit așa. Să aflu, era mai ai de... intuit un felul ăsta. Însă vreau să spun un lucru. E clar un... de observat. Care a fost inventivitatea? Unde v-a plăcut vouă problema? Segmente. Cred că aici, când am zis o treime din tot, am dat partea asta deoparte, au rămas două treimi. Da. Și spune că vasul gol reprezintă o șesime din cantitatea toată. Da. Și ca să fac o șesime, însemna pe fiecare treime să o dau în două. Că treimea asta dată odată în două și iarăși treimea asta dată în două și iarăși treimea asta dată în două, fac 6 segmente. Da. Și am pus mâna pe cât de mare ar fi greutatea vasului. A 6-a parte din greutatea zahărului. Da? 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 Și atunci, iată, foarte repede, am finalizat problema și spunem că e clar, am prins ce înseamnă greutatea zahărului e de 6 ori 500 și greutatea vasului. Răspundem spun la problemă. Da? Deci răspunsul care este? În ce constă răspunsul? Greutatea zahărului. Adică să scrieți cantitatea de zahăr, nu ați scris-o. Cantitatea de zahăr. Cantitatea de zahăr. Ne-ați aflat cantitatea de zahăr. Da. Acum aflăm. A este egal cu 3 kg. 3 kg zahăr. Zahăr. Și vas, da? Vasul are egal cu 500 de grame. Terminat problema. Imediat. Da. Imediat acolo vezi o problemă care îți place ție, care o vezi mai ușor, ușor. Da? Uite așa. Hai să vedem și acestea cu... Asta e ușor. Să vedem. Știi că este egal, că unul este mai simplu decât unul. Hai, te rog, să o enunți.
Te rog. Ce s-a întâmplat? Ce să zic? Ce nu-s problema asta? Află numerele A, B și C știință... Deci află numerele A, B și C. Cine sunt acestea? Da. Știind că A este egal cu 1624. A egal cu 1624. Că 1 pe 4 din B, adică a patra parte din B este mai... Din B este mai mic. A patra, o pătrime din B, așa scrie, da? O pătrime da, din mai B. Mai decât 1 din 4, adică din C. O pătrime din B mai mică decât? Mai mică decât 1 pe 4 din C, adică B. O pătrime din C, da? Da. E așa zice? C cu 29 și că... De ce nu vrei să citești cum trebuie? Da. A egal, o pătrime din B este mai mică decât o pătrime din C. A, păi nu, că o pătrime din B este mai mică decât o pătrime din C cu 29. Am zis cu 29. Bine, deci o pătrime din B e mai mică, decât o pătrime din C. O pătrime din C cu 29. Cu 29. Cui se adune 29 ca să o fac egală? Păi C. Păi dacă adun o pătrime mai mică cu 29 față de o pătrime. Deci că o pătrime din B cea mică decât pătrimea din C, a, cu 29, da, atunci adăugăm... Ăla e mai mic? Da, lui B. Lui B, adică o pătrime din B plus 29. Deci relația se traduce așa. O pătrime din B plus 29 este atunci egală, că e fiind mai mică, i-am pus... 29 ăsta și am făcut egal cu o pătrime din C. Da. Așa. Și încă ceva? Mai ai informații? Da. Și că A plus 3 ori B plus 2 ori C egal cu 4496. A plus? 3 ori B. Da. Plus 2 ori B. Plus 2 ori B, tot 2 ori, plus 2 ori C poate. 2 ori C, 2 ori C. Plus 2 ori C. Egal cu? Egal cu 4496. 4400. 4496. Eu pe al știu. Știți ce fac? Pe al locuiesc aici. Dacă îl știu. Să apăm cu de 3. Deci vine ce? 1600. Așa și eu. Așa ai făcut și tu, nu? Așa aș fi făcut, că nici n-am citit problema. Hai, te rog, lucrăm. Deci urmează. Tu îmi dictezi și eu lucrez. Bine, imediat să trag clujul. Deci 1624 plus 3B plus 2C este egal cu 4496. Echivalent cu? Păi este echivalent cu... 3B plus 2C este egal cu? 7 cu 2872. 4 din 6, 2. 2 din 9, cât 7, nu? Da. Și 6 din 14, 8. Și 1 din 3, 2. 2872. Așa-i? Da. Bine. Deci 3B plus 2C fac 2872. Păi să reprezentăm grafic acum alea, că nu se poate. Asta e. Așa deci, o pătrime din B. Deci fac pe B și pe C. Bine? Da, o pătrime din B îl facem pe B și pe C. B-ul trebuie să-l facem de 4 pătrăți. De ce de 4? Altfel, nu știu. Ca să împarți pe B la 4, nu? Da. Bun.
Ai înțelege. Sunt de acord cu tine. Deci, B-ul dacă este atât, îl împart în 4 și iată B-ul. Pe C trebuie să-l fac un pic mai mare. Pentru că după ce îl împart la 4, deci îl împart la 4, adică să ne înțelegem așa. Pătrimea lui B, deci... Adică e ca și cum 29 ar fi, adică doar se... 29 mare. Uite ce vreau să înțeleg eu. Deci am să le iau așa, un pic mai mare. Dacă l-aș lăsa până aici, pe C, ar fi cât B-ul. Nu? Da. Dacă l-aș lăsa până aici, dar i-am lăsat mai mult. Și dacă l-aș împărțit în patru și pe el până aici, ar fi ca și mai înainte. Aici aș avea o pătrime din B sus și aici o pătrime din C. Da. Dar nu sunt pătrimile egale. Adică dacă mă opresc aici, ci fiecare pătrime îi mai adaug 29, deci la asta îi mai adaug 29, la cealaltă îi mai adaug 29 ca să o fac egală. Deci, practic, la pătrimea lui B mai adaug asta ca să o fac. Uiteți, la pătrimea lui B trebuie să mai adaug un 29 odată, un 29, de 2 ori 29, de 3 ori 29, de 4 ori 29. Deci, uite ce spune, la pătrimea lui B, mai adăugăm colțul ăsta 29, se facă cât pătrimea lui C. Da. Deci, vedeți? C-ul fiind mai mare, pătrimile sunt mai mari la el. Da? Pătrimile sunt mai mari. Și fiecare pătrime a lui B mai are nevoie de un 29. Deci fiecare pătrime a lui B mai are nevoie de un 29. Iată, pătrimea ce mai are nevoie de un 29 ca să fie cât pătrimea lui A de mai sus. Da. Asta îmi spune mie că în total Nu am exact pe 3B plus 2C, nu-l știu cât este. E grea, nu? E destul de greuță, dar trebuie să vedem, o formulăm. Trebuie. Oricum, ce știm noi din toată... Că este o mizusă. Că noi nu ne abandonăm. Știm un singur lucru. Nu ne dăm bătuți. Da. Și acesta e lucrul cel mai important în fața unei probleme. Când te afli în situație de derută, nu trebuie să renunți, trebuie să iei de la început. Hai să renunți și noi. Mă încurc aici cu pătrimea lui B și pătrimea lui C. Deci eu, la pătrimea lui B trebuie să mai pun ceva. O și trebuie să facem. Deci o pătrime, adică o părticică din B, da? A patra parte din B. Da, uitați cu pătrimea. Trebuie ajutată. A patra parte din B trebuie ajutată cu 29. Nu, dar nu trebuie să facem chestia asta. Îi punem B, B l-a făcut foarte bine. Iar la C îi facem mai mare. După ce facem primul segment la C, adăugăm câte puncte 29 și după aia continuăm cu segmente. Și nu mai punem două puncte 29. Da? Ca nu avem rezultatul. Dar eu mă gândeam să facem chestia asta de la B să o facem, să punem segmente. Uitați că zice acolo că 3B plus 2C este egal cu 2872. Pe putem să înlocuim B-ul, să facem cu 3B pe B, să facem mai mare. Și asta va însemna 3B. Oh, da, am înțeles eu ce spui tu, dar eu aș vrea să... Eu fac pe ciornă chestia asta.
Să știi că dacă nu le leg pe becul ce cam care este ca dimensiune, deci dacă nu mă leg, în final se văd comparativ B-ul cu, cu C-ul, cum se află, nu mers aici, nu pot lega asta. Ia să vedem, Hețe, tu ce spui? Dacă vrem să ne aflăm pe B, trebuie să ne gândim când face C și dacă ne dă un rezultat corect, punem C minus 29 și calculăm și ne dă B. Cât este B? Dar trebuie să ne aflăm pe C. Păi nici pe B, nici pe C. Ele sunt legate pentru altă relație aici. 3B și cu 2C fac 2872. Deci, eu vreau să văd relația de aici, între pătrimea asta. Trebuie să mai iau o dată. Să te fac o problemă, să te fac, că vreau să te fac. B-ul e mai mare ca C-ul? Cine e mai mare, după părerea voastră? C-ul, C-ul cu 29. Pătrimea? Da. Dar C-ul față de, B, da, e mai mare cu de 4 ori 29. Da. Nu știi de ce. Nu ți-e clar. Dar hai să vedem așa. Deci noi avem așa, că pătrimea lui C o facem... Nu, îl facem mai întâi pătrimea lui B. Deci B pe 4. Iar pătrimea lui C este mai multă cu 29. Da. Deci asta e pătrimea lui B și asta e pătrimea lui C. Deci pătrimea lui C față de pătrimea lui B, cât îi mai trebuie lui pătrimii lui C? Asta e pătrimea lui C. Uite, asta este. Că are în plus pe 29. Da, la fiecare pătrime. Deci la fiecare pătrime, George, foarte tare. Păi da. Deci eu acum, George... Asta am zis eu atunci. Perfect. George, ca să merg mai departe, eu mai fac încă o pătrime a lui C. Vezi cât e de mare asta? Încă o dată. O mai fac încă o dată. Și acum, dar are un 29 aici, George, nu? Da. Are un 29. Imediat, Mihai, te rog să mă urmăiești un pic, da? M-am încă una. Și acum, încă una și încă una. Dar în fiecare pătrime are un 29. Un 29 încorporat. Cine la pătrimea lui B plus 29 fac pătrimea lui C? A, la pătrimea lui B, sus trebuie să pun 29. Deci ce am construit aici, George, este valabil pentru B. Ăsta-i B-ul. Că e o pătrimi plus 29. O pătrimi plus 29. O pătrimi plus 29 și o pătrimi plus 29. Iar sus, ăsta de 4 ori așa, este C-ul. Da? Ăsta e C-ul. Pentru că dacă la B pe 4 pun 29, fac cât C pe 4.
Ce pe 4? Deci la B pe 4, B supra 4, plus 29, pun pe 29, fac cât C pe 4. Iarăși, încă o dată, la B pe 4 plus 29 fac cât C pe 4. La B pe 4 plus 29 fac cât C pe 4. Și mai departe. Înseamnă că tot C-ul este egal cu C-ul, egal cu B-ul, da? B-ul, care este bucățelile astea adunate. B-ul din ce se compune? Din B pe 4 ăsta, din B pe 4 ăsta, din B pe 4 ăsta, din B pe 4 ăsta. Și de 4 ori câte 29? Da. Deci C-ul este B plus de 4 ori cât 29. Uite, C-ul tot este de cât B-ul din bucata asta, asta, asta și asta, plus de 4 ori cât de 29. C egal cu 4. Deci C-ul este de cât B plus de 4 ori 29. Adică C-ul egal mai departe cu B plus de 4 ori cât de 29, cât înseamnă? 4 ori 9, 3, 6, 6 și 3. 4, chiar așa. Mihai, dacă nu-mi vine în minte 4 ori 9. Bă, nu-mi vine în minte ce să fac. Fii atent, că eu am avut greutăți mari la cu problema asta, cu tabla mulțirii. Nu știu cum, tu ești în clasa a doua. Da? Eu am greutăți foarte mari cu tabla mulțirii. Am avut când eram ca tine. Fii atent ce am făcut eu. Fii atent, dacă îți dau o șmecherie, acum o ții minte toată viața. 4 ori 9, nu știu ce să faci. Nu știu. Și egal cu 4, în mulțe, în loc de 9, 10 minus 1. Și 4 ori 10 face 40, minus 4 ori 1, 4, 36. Asta e șmecheria. 4 ori 9 fac 36, pentru că 4 ori 10 făcea 40. Și eu mai scad un 1, de ce fac 4 ori 9? 36. Deci când nu știu, decât să spun o prostie, mai degrabă fac așa. În minte, repede. Sigur că da. Când în loc de 90, 10 minus 1, 40, minus 4 ori 1, 4, 40 minus 4. Deci, făcând pe hârtie, hai că spun de chestia, nu ne aude nimeni acum. Da? Nu ne aude nimeni. Mă aude toată lumea, că se înregistrează. Da. Deci, când spun ție, spun tuturor prietenilor noștri care vor urmări chestia asta. Deci, când se întâmplă asta și nu știu foarte bine, dar fac de mai multe ori cu creionul pe hârtie și până în mintea mea se instalează, mă, 4 ori 9. Păi dacă ai fost 40, facea 40. 40 și 40, minus un 4. Că da. Aici, 36 unde e. După ce o fac pe hârtie, aștept o zi și mi-a spus în gând, mă, cât face aia? Da, 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 da. Și tu, când îți vine întrebarea asta, tu îți imaginezi că ai face-o pe hârtie. Da, foarte repede. Asta e, asta e sărbatul. Da. Bună, dacă cineva spune, cât face 7 ori 8? Nu vine nimic. Da. 7 ori 8? Nu știu. Este egal cu 7. Ori, deschidem paranteza, 4 plus 4. 4 plus 4 sau 10 minus 2? Da, 10 minus 2. Eu fac 10 minus 2, că îmi place mai mult. 7 ori 10 ori 70. Știu tabla mulțirii cu 10. O știu foarte bine. 7 ori 10 fac 70. Minus 7 ori 2, 14. Și acum, de 70, dacă scoți pe 14, e ușor, pentru că scazi o 10 și o fac 60. Și de 60 mai scazi pe 4 și fac 56. 56, 7 ori 8, 56, rapid. Și ori de câte ori mă întreabă cineva 7 ori 8, zic, aha, 8 ori fac 10, minus 2. Și 80, minus 2 ori 8, 16, aha, 16, 7 ori 2, 14, și din 70 scadă 10, da? Și rămân 60, 4 scadă așa, și după, făcând eu, muncind eu în culise, străduindu-o așa, păi, zic atunci, hai să nu mă uit, mă, 7 ori 56. Și 56 ăsta vine după ce dau eu seama cât de mult am muncit. Deci sunt eu nevoit să țin minte. Da, pentru că atunci te gândim, am muncit atât de mult, doar ca să țin minte 56, acum nu mai țin. Da, păi hai să țin minte, ca să nu mai muncesc data viitoare. Da, ca să nu mai muncesc. Aici, deci tu trebuie să afli că e nevoie să memorezi ca să eviți munca asta. Da. Dar dacă
te afli într-un moment în care trebuie să-ți dai răspunsul și nu ești sigur, mai bine faci 7 ori 8 muncind așa, ca să-ți amintești odată, încă o dată chestia asta, și să nu cumva să scrii o prostie, că dacă un singur rezultat al ai de la tabla mulțirii greșit, ai dat tot calculul peste cap. Da. Știi? Îți iei limpede asta. Da. Așa că să ne întoarcem la exercițiul nostru. Deci 4 ori 9, 36, 63, 4 ori 2, 8 și cu 3, 11. Așa că voi spune, iată ce lucru am în clipa de față. Că CO este egal cu B plus 116. Deci C egal cu B plus 116. Da, C egal cu B plus 116. Și de sub. Și mai avem relația că 3B plus 2C fac 2872, da. George. Da. Deci cred că am muncit destul, trebuie să-mi șterg probada de pe față, pentru că asta mi-a dat cel mai tare, mai mare bătaie de cap. Că o pătrime din B plus 29 egal cu o pătrime din C, care a fost tradusă că C-ul este egal cu B-ul plus de 4 ori 29. N-am știut de 4 ori 29. Tu ai spus foarte bine. 29 s-a adunat la fiecare pătrime, deși el vine de 4 ori. Aici a fost tare chestia, dar eu n-am văzut din prima asta. N-am văzut din prima, dar nu a durut... N-aveam eu justificare foarte bună. Tu, adică da. N-am văzut ce asta e. Trebuie să recunosc asta. Și acum, ce facem de aici încolo, George? Facem de aici încolo? Păi da. Înlocuim în relația 3B plus A, în asta. În loc de C plus B plus 111, da? Da, pune... Și zic, 3B, las așa, plus 2, ori C. Dar în loc de C plus B plus 116. Deci, 3B plus 2C. Adică 2 ori C-ul care este B plus 116. Un telefon, ia să vedem cine sună. Albertul după aceea. Egal cu câte, George? Egal cu 2872. 2872. Cam astăzi dezvolți, vorbește, te rog. O, da, imediat. Păi, acum, 3B plus. Alo? 3B alo, plus da? 2 ori B plus... La mulți ani. 2 ori 116. Vă rog. Așa, deci, mă sunați de unde? De unde sunteți dumneavoastră? De unde mă sunați din? Din Siena. Din Siena, din Italia. Din Italia. Așa. Și, și ce doriți încă o dată ca să... Eu îl am pe băiețelul meu în clasa 5 aici, în Italia. Da. Așa. Și am fost... Nu, în clasa 6 e stațiu. Așa. Așa. Și acum avea niște probleme de rezolvat. Da. Așa. Haideți să vă spun. Acum eu sunt într-o lecție de matematică pe care o filmez și sunt la tablă. Din păcate nu sunt cu transmisiunea în direct, aș fi avut și posibilitatea să fac transmisiunea în direct și mă vedeați la tablă și discutam frumos. O să discutăm la... Nu, dați-mi pe băiețel. Da. Și acum, să... Atunci, hai... Haideți să vedeți așa, e o problemă de geometrie, bănesc, nu? Să vedem. Haideți, vă rog, dacă îl ajutați să vorbească, adică îl ajutați dumneavoastră ca să enunțați problema și eu încep să vorbesc și să vă văd cum vă pot ajuta. Vă rog. Atunci, să te dau pe Lorenzo, pe băiatul meu, da? Vă rog. Așa, imediat. Bună ziua! Bună ziua! Vreau să fac o problemă, nu știu să fac.
Te rog frumos, citește problema, că eu încep să o înțeleg și să te pot ajuta. Vorbește. Așa. Calculează amplu, cât e de amplu, celelalte 8 unghiuri.